Discutăm, discutăm în cadrul acestei ediții speciale cu domnul Eugen Tomac și Cătălin Drulă. Vorbeam despre dreapta unită. Am văzut documentul dumneavoastră care conține 12 puncte de bază privind strategiile acestei noi formațiuni, coaliții, și vroiam să ne oprim asupra câtorva din ele. În special aveți un punct sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Probabil, domnul Tomac, în calitate de europarlamentar actual, cum ce trebuie să mai facem ca să, care ar fi sprijinul mai mult mai repede ca să accelerăm această cale europeană. Eu sunt convins că după alegerile din 9 iunie, când echipa noastră din dreapta unită cu uh, colegii din USR. Lista este deschisă de uh, domnul Dan Barna. Uh, un om cu foarte multă experiență politică cu o credibilitate foarte puternică la. Bruxelles și sunt convins că după alegerile de 9 iunie va avea și o funcție importantă la nivel european. Vom lupta pentru acest lucru cu toții și cu o majoritate parlamentară la toamnă, cu un președinte de dreapta, vom reuși să intrăm într-o altă etapă în ceea ce privește relația Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Pentru noi, pe lista de priorități zero, este uh, susținerea Republicii Moldova. Uh, Republica Moldova a reușit să obțină, datorită acestui context de uh, plin de împrejurări cu provocări de securitate, ceva ce nu speram în urmă cu 5 ani de zile. A ajuns să negocieze acum intrarea în Uniunea Europeană, ceea ce este fantastic. Dar greul abia de acum încolo începe. Și pentru asta, Republica Moldova are nevoie de partener credibil la Bruxelles. Eu și colegii mei vom fi de departe printre cei mai activi promotori în toate domeniile, atât în Parlament cât și în relația cu celelalte instituții pe dosarul de integrare al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și am să vă dau un singur exemplu. Când se dezbătea anul trecut bugetul Uniunii Europene, bugetul general, general da. sunt dezbateri de ore întregi și zile. Comisarul pe buget Johannes Hahn a răspuns la o singură interpelare pe care am ridicat-o eu în plen la dezbate și am spus Domnule comisar, ați fost înainte de a fi comisar pe buget, comisar pe extindere. Cunoașteți foarte bine realitățile din Republica Moldova. Vă cer ca Uniunea Europeană să-și respecte toate angajamentele și să ofere cât mai mulți bani Republicii Moldova. După o dezbatere de șase ore, când a venit să ofere răspunsuri la toate interpelările pe care le-a primit în dezbatere, faptul că a răspuns la prima întrebare a fost cea pe care am ridicat-o eu, a fost semnalul cât se poate clar că atunci când faci lucrurile cu responsabilitate, cu convingere, poți schimba lucrurile. Nu doar că a susținut în plen că ceea ce am propus va fi uh, respectat, ce a ținut să vină direct în locul unde eram în sală, să-mi spună, mergi și transmitele autorităților Republicii Moldova că toate angajamentele pe care mi le-am asumat la Chișinău vor fi respectate. Asta înseamnă să poți să susții Republica Moldova.